nor de tutun vechi. Și ceva m-a atins în locul acela, care încă plânge în hohote. Și o rană veche de 2 ani s-a deschis ca un cadavru. De mult ascunsă rușine, ușur la acum înnebunita durere putrezită. O cameră cu fețe fără expresii privește alb la durerea mea. Atât de fără de înțelesuri că... Ce planuri ai? Dacă ai fi singură, crezi că ai putea să-ți faci unul rău? Da, nu te dar. Asta te-ar ajuta? Da. Frica mă ține departe de linia de tren. Sper pentru Dumnezeu că moartea e sfârșitul drag. M-am săturat de viață și mintea mea vrea să moară. Mă simt de parcă am 8 de ani. Asta e o metaforă în realitate. Care mă arde! Stabile, azi nu.
Te rog, nu mă deruta încercând să mă consolezi. Ascultă și înțelege. Și când vei simți dispreț, nu-l arăta. Nu cu vorbe, nu în fața mea. Simt dispreț. Nu? Nu, nu e vina ta. Nu e vina ta. Nu e vina ta! Nu e vina ta! Asta aud mereu, nu e vina ta, e o boală! Nu e vina ta! Eu știu că nu e vina mea, dar mi-ai spus-o de atâtea ori încât încep să cred că poate e vina mea! Asta nu este vina ta. Știu. Dar o lași. Nu-i așa? Nu există medicamente în lume care să dea sens vieții. Dar te lași în starea asta de absurditate disperată. Te lași. Nu o să mai pot gândi. Nu o să mai pot munci. Nimic nu se opune muncii tale mai mult ca sinuciderea. Am visat că m-am dus la doctor. Și ea mi-a mai dat 8 minute de trăit. Am stat în nenorocita aia de sală de așteptare o jumătate de oră. Hai să o facem. Să luăm medicamente. Să facem lobotomia chimică. Hai să închidem funcțiile principale ale creierului meu și poate să mă simt dracului mai în stare să trăiesc. Cine sunt? Limba scoasă, gândul blocat, zdrobită partea minții mele. Unde încep? Unde mă opresc? Cum încep? Pentru că vreau să continuu. Cum mă opresc? Un inel al durerii. Cum mă opresc? Cum mă opresc? La urmă din junghie. Cum mă opresc? Cum mă opresc? Un inel al morții. Cum mă opresc? Cum mă opresc? Inima mea frânge. Eu i-am ucis pe curs. Eu i-am bombardat țara. Eu am sodomizat copiii când ei cerșeau mila. Pământul morții al meu, toți au plecat din cauza mea. Eu o să, când o să mă rog să-ți trimit cu ochii mamei tale, ești când o să mor, o să mă reîncarnez în copilul tău, nu mai vede 50 de ori mai rău. Și o să-ți fac viața în iada a dracului de trăit. Refuz, refuz, refuz. Nu te mai lupta la mine. Cine? Nu te mai lupta la mine. Nu te mai lupta la mine. Pe apel. O izemă pe piele. Plăcut.
avea. O pătură de gândași pe care dansăm. Poate această infernală stare de asediu, toate astea din casă treacă. Poate cuvintele otrăvitei mele respirații. Amintiți-vă lumina și credeți în lumină! Iisus e mort și călugării sunt extaz. Noi suntem nenorociții care concedim pe lider și avem tămâie lui Bal. Haideți acum să ne gândim cu toți. Buna judecată se află pe muntele casei Domnului. În orizontul sufletului ce veșnic se scufundă. Bolnav e faptul, ruptă ea inimii căiță. Călcați pământul pe care se primă înțelepciunea. Îmbrățișați frumoasele minciuni. Cronica nebunie a celor sănătoși. Începe deformarea. Satan revine. Sunt în bună stare o oră și 12 minute. Când se va duce, eu voi pleca din nou. O pușă sfărâmată, nebună, caragioasă! Acum sunt aici și pot să mă văd. Dacă învrăjită sunt de ticăloasa amăgirea fericirii, pot să mă găsesc. De ce mă credeți atunci și nu acum? Amintește-ți lumina și crezi în lumină. Amintește-ți lumina și crezi în lumină. Nimic nu înseamnă mai mult. Încetați să judecați după aparențe. Și face judecata dreaptă! E bine. O să fie mai bine. În vremuri greșite nu există greșite. Nu ai de ales. Alegerea urmează. Tăiați-mi limba! Smulgeți-mi părul, tăiați-mi membrele, dar lăsați-mi dragostea! Preferați să-mi fie tăiat de picioare, să-mi fie scoși dinții, să-mi fie scoși ochii, dar să-mi lăsați dragostea! Tăietură! Tamponare! Apăsare! Tamponare! Tăietură! Tamponare! Apăsare! Tamponare! 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 Apăsare! Apăsare! Tamponare! Apăsare! Tamponare! Apăsare! Tamponare! Apăsare! Dar nimic! Tamponare! Apăsare! Tamponare! 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 Apăsare! Victima! Criminal! Tamponare! Apăsare! Tamponare! Tamponare! Tamponare!
Dreapta judecată se află în centrul convulsiei. De nebunia mea e scâșchiată de sufletul tăiat în două. Mă cunosc, mă văd. La 4:48 voi dormi. Am venit la tine sperând să fiu vindecat. Tu ești doctorul meu, judecătorul meu prea puternic. Tu ești chirurgul sufletului meu, ești preotul meu, zeul meu. Iar eu sunt adept al judecății. Să-ți aperi spațiul psihologic. Să vindeci ego-ul. Să mi se dea atenție. Să fiu văzută și auzită. Uimesc, fascinez, intrig, șochez, distrez. Sau să-i amăgesc. Să fii liber de restricțiile sociale. Și constrângere. Să fii independent și să acționezi după dorință. Milinți, prin aria începe să acționeze. Să-ți menții respectul de sine, să-ți înlături frica. Să te apropii și să faci un schimb plăcut cu celălalt.
discuți prietenul, să spui povești, să împărtășești idei, sentimente, secrete. Să comunici, să discuți, să râzi și să faci glume. Să câștigi afecțiunea celui dorit. Să aderi și să rămâi loial celuilalt. Să te bucuri de experiențe voluptoase alături de obsedantul celălalt. Să hrănești, ajuți, aperi, mângâi, consolezi, ajuți, îngrijești sau să vindești. Să fii hrănit, ajutat, apărat, îngrijit, mângâiat, ajutat, îngrijit sau vindecat. Să construiești o relație de durată, cooperantă, mutual plăcută cu celălalt, un egal. Să fii iertat, să fii iubit. Să fii liber. Da. Eu nu știu nimic despre tine. Ești ultima mea speranță. Tu ai nevoie de un doctor, nu de un prieten. Greșești atât de mult. Dar ai prieten. Ce le dai prietenilor tăi? De-i faci să fie atât de săritor. Ce le dai prietenilor tăi? De-i faci să fie atât de săritori? Ce le dai? Noi avem o relație profesională. Neagră zăpadă cade în moarte, tu mă ții, niciodată liber. Nu am dorința de a muri, niciun sinucigaș nu are. Privește-mă! Niciodată nu m-am întâlnit, a cărei față